Bună dimineața, dragilor și dragilor, mult iubiților și stimaților. Iată că am ajuns în ziua cea mai scurtă a săptămânii, nu ca timp, ci ca litere. Este joi, 3, J-O-I, da? Joia care ne duce vinerea, dar până vineri trebuie să o urâm pe asta care a pornit deja. E ziua aia, e ziua în care aștept să vină joia, aștept să vină vinerea. Suntem pe 11 august, dragilor și dragilor, mult iubiților și stimaților, ziua de azi n-a început extraordinar de bine, adică am băut cafeluță, mulțumesc frumos, ceea ce vă doresc și vouă. Ieri am fost la minunatul ăla accident cu colegul Ciprian, la Mama Ciorilor, la unde, la Hanu Ancuței. Pe la Hanu Ancuței pe acolo, și venind astăzi spre serviciu, ascult în mașină radio, da, și acolo se vorbea pe Kiss FM parcă de accidentul ăsta de la Hanu Ancuței. De noi? De noi n-au zis, au zis de aia de a murit. Da. Lasă-mă să mă văd, că mi-e place tare mult să mă admir. Dar dacă mureai în accident? Dacă muream în accident, vorbeau de mine. Îți imaginezi vedeta radio TV preferată a romașcanilor de pretutindeni, a crăpat dând ortu popii ca toți oamenii. Da, dar nu, am trăit. Și vorbeau ăștia, băi, trăim și când țara în care polițiștii sunt huiduiți când vor să dea o amendă, chestia la care o să mă reîntorc ca să vorbesc puțin despre povestea asta, și totuși trăim în țara în care noi dorim ca polițiștii să susțină legea și să pună legea în aplicare. Și România e țara paradoxurilor, da? Și totuși trăim în țara în care orice mașină cu volan pe dreapta, ați văzut accidentul de ieri, da? Opelul ăla Zafira care era făcut zob, a fost făcut zob în principal pentru că era cu volanul pe dreapta. Că omul vine în vacanță cu mașina din Marea Britanie și că mișcă cu ea o lună și după aia pleacă în Marea Britanie, e una, dar omul ăsta avea numere roșii. Adică omul chiar o înmatriculase pe România. Acum, ăștia de la RAR, care înmatriculează mașini și care spun, domnule, mașina dumitale este în perfectă stare de funcționare, nu se gândesc puțin că o mașină cu volan pe dreapta e o mașină în care ești practic un sinucigaș? Pentru că atunci când intri într-o depășire, nu ieși un sfert de metru ca să vezi cei în spatele tirului sau în fața tirului. Nu, când ai volanul pe dreapta, ieși cu toată mașina ca să ai vizibilitate. Și de aici s-a întâmplat și miracolul. Noi am fost acolo și n-am băgat de seamă chestia asta. Tu ai văzut? Eu n-am văzut până n-am urmărit imaginile undeva spre seară. Zafira ăla care era făcut zob era cu volanul pe dreapta. Volanul pe dreapta. Și omul a încercat să intre în depășirea tirului, da? Și e logic că a ieșit cu toată mașina ca să vadă ce dracu era în fața tirului și l-a luat celălalt care vine după contrasens. Este logic. Ei, și atunci spun, nu trăim în țara paradoxului, țara în care cu toții dorim ca legea să fie pusă în aplicare, dar când se pune în aplicare e nașpa, că de ce pe mine? Dar de ce nu pentru toți ceilalți? Nu, ne place ca legea să fie pusă în aplicare, dar nu când e vorba de noi, de alții. Ce e tâmpenie și trebuie să scăpăm de mentalitatea asta de rahat. 11 polițiști au fost înjurați și huiduiți ieri pentru că au încercat să aplice legea, lucru care nouă ca români ne-a displăcut profund. Cazul foarte clar, una bucată femeie, puțin inconștientă, evident, traversează un bulevard întreg printr-un loc nepermis. Una bucată echipaj de poliție o oprește, o aduce până la mașină și o roagă să se legitimeze. Urmăriți imaginele care apar pe internet. Femeia refuză cu succes să dea buletinul, știind că urmează și amendă. Logic, pentru traversare prin loc nepermis. Da? Polițiștii fac următorul lucru legal. Și anume, domnule, înțeleg că nu ai actul de identitate la tine, din păcate însă ai încălcat legea într-un fel sau altul. Eu sunt de la rutieră, nu sunt de la DNA sau de la nu știu unde. Eu sunt de la rutieră. Ai trecut prin loc nepermis, este obligația mea să-ți dau amendă.
E serviciul meu să-ți dau amendă ca data viitoare să nu mai treci prin, să nu mai traversezi prin loc nepermis. O invită până la mașină. Femeia începe circul în momentul respectiv. Hoților, criminalilor, ăsta nu-i sistem de apărare, mă umoară, săriți. Logic! Nu că le țin partea polițiștilor, că clar că România e plină de abuzuri, de jos până sus, de la stânga la dreapta. Logic, odată pentru traversarea prin loc nepermis, refuzul de a te legitima, imposibilitatea polițistului de a-ți da amendă, plus circul pe care l-ai început, logic că te vezi cu cătușele pe mâini. I-au pus cătușile, au încercat să o bage în mașină. Vine partea într-adevăr rușinoasă. 11 polițiști nu au reușit să se impună. Nu că era femeie, în primul rând s-a adunat lume multă. Eu acum înțeleg că nici ăștia n-au vrut să escaladeze cumva o porcărie, că puteau la fel de bine să facă ca în Marea Britanie și anume să scoată bastoanele și să împartă pulane în toate direcțiile. Frate, toți cei care ați venit lângă noi sunteți în mijlocul unui bulevard. Nu sunteți pe trotuar în momentul ăsta. Toți sunteți în ilegalitate, frate, chiar nu pricepeți chestia asta. Doi, nu ar fi trebuit să facă nici ca în Statele Unite să pună taserurile pe ei, curent electric, să le dea șocuri de curent la toți care erau acolo, pentru că mă pui în pericol, frate, mă simt amenințat ca polițist. Când ai o mare de oameni, 15, 20, 25 de oameni care toți urlă la tine, bă, frate, dați-i drumul la săraca femeie, eu brusc încep să mă simt amenințat, pentru că nu știi care o să dea primul cu pumnul. Și la noi nu e departe chestia asta. În momentul în care infractorul se apucă să negocieze cu polițistul și infractorul încearcă să se impună în fața polițistului, următoarea mișcare este să-l pocnească. Și atunci nu vreau să, de ce, să plângă mama? Hai să plângă măta. Și îi dau, frate, cu curentul electric în el. Eu așa aș face. Da? Trei la mână. Mi se pare logic să duc la sigur. E legea. Legea îmi dă voie să fac chestia asta. Dom'le, nu ai actele la tine, nu e nicio problemă. Te invit, mergi cu mine până la secție, te aduc înapoi cu mașina, dracu. Nu te las în mijlocul Bucureștiului la 100 de km distanță. Da? Vino și hai să te legitimăm. De ce? Că ai încălcat legea. E, intervine circul ăsta ieftin și în momentul în care infractorul se apucă să negocieze cu polițistul la fața locului, polițistul și-a pierdut autoritatea. Am stat, după ce am văzut imaginele astea aseară, am stat și am căutat pe internet situații similare în alte țări și există, slavă Domnului, că peste tot trebuie să fie oameni care traversează prin loc nepermis. Dragilor români care considerăm sau care considerați că legea trebuie aplicată așa selectiv, în Statele Unite se intre la închisoare pentru traversare prin loc nepermis și pentru aruncatul gunoiului pe jos. Sunt infracțiuni grave și ești arestat. Nu amendat, arestat. În Marea Britanie, refuzul de a te legitima, văzut, căutat pe net, înseamnă spray lacrimogen în ochi, întins pe jos, băgat în cătușe, dus la secție. Cum să nu ai actele la tine? Le-am uitat acasă. Atunci poftiți cu noi la mașină și vă căutăm în baza de date, că avem posibilitatea. Parlamentările cu polițiștii în Indonezia, de exemplu, se lasă cu bătaie, cu bastonul. Cum să îmi răspunzi mie ca polițist? Păi dacă îmi răspunzi mie, înseamnă că tu nu ai pic de respect față de lege. Nu ridica vocea la mine. Eu nu ridic vocea la tine, tu nu ridici vocea la mine. Sunt în exercițiul funcțiunii, frate. Nu apreciez abuzul și nu încurajez abuzul polițienesc sub nicio formă. Nu sunt pentru un stat polițienesc, nu mă înțelegeți greșit. Dar dracului să înțelegem odată că legea e lege. Că dacă femeia respectivă, traversând un bulevard intens circulat, ar fi fost lovită de un șofer, ghiciți cine ar fi fost răspunzător? Pentru că există porcăria aia în codul penal care spune din culpă. N-ai vrut, dar ai făcut-o. Și pentru o femeie tâmpită care traversează un bulevard intens circulat, intră un șofer și își pierde permisul, mințile. Putea să fie, să lovească o mașină condusă de o mamă cu patru copii în spate pe care îi ducea sau îi aducea de la școală sau se duceau la ștranță să se distreze. Copiii ei ar fi rămas cu sechele pe viață, mama fără permis, dacă nu chiar mai rău.
Pentru ce? Că a traversat prin lucruri. Nu e logic să-i dea amendă. A, dar nemțul, e modul în care au acționat. Au acționat corect polițiștii. Până la un punct când s-au transformat în total retardați. Cer actul de identitate, nu-l ai. Nu e nicio problemă, inviți persoana la mașină și de la mașină la secție. Refuzul, sunt niște legi. Refuzul de a prezenta actul de identitate înseamnă o amendă și dusul la secție ca să știi cu cine dracu vorbești și cui îi dai amendă. Scandalul, refuzul de a merge, se numește încătușare, reținere. Reții persoana, o arunci în spatele mașinii și o duci la secție. Punct. Nu, frate, noi până la final, mi-a displăcut profund chestia asta. Până la final i-au dat liber femeii. Felicitări poliției române. Au reușit să arate că sunt nu inutili, dar că nu știu ce să facă. Habar nu au. Sunt niște legi. Pentru toată lumea la fel. Polițistul Marian Godin a sărit în apărarea colegilor săi de la rutieră, scriu cei de la ziare.com. Aceștia au fost huiduiți de trecători în timp ce încercau să încătușeze o femeie care traversase pe culoarea roșie a semaforului și refuzase să prezinte buletinul la cererea oamenilor legii. Incidentul a avut loc în Piața Unirii din capitală ieri. Nu, pe 20 iulie, pardon. Însă miercuri, ieri, care este, a fost făcut public un clip în care se poate vedea cum femeia urlă ca din gură de șarpe, pentru că mai mulți agenți încercau să o bage în mașină. Cum mai mulți agenți n-au reușit să bage o femeie într-o mașină, frate? Dar cine-i femeia aia? E Miss Universe, e culturistă, e judocană. E cum să nu fii capabil să bagi o femeie în mașină? Mai mulți agenți încercau să o bage în mașina de poliție și să o ducă la secție, așa cum prevede legea, în cazul în care cetățeanul refuză să se legitimeze. Presa a relatat că la fața locului au sosit în jur de 12 polițiști. Femeia încălcase legea și, spune Godină, nu mă refer doar la faptul că traversează pe roșu, deși este o infracțiune, ci la refuzul acestea de a prezenta un act de identitate sau a furniza verbal date pentru stabilirea identității. Pentru asta a fost condusă la sediu, iar pentru că s-a împotrivit și a fost încătușată, nu pentru că a traversat aiurea, pentru că s-a împotrivit. Pentru traversare ar fi primit cel mult o amendă de 225 de lei. Sau poate chiar un avertisment. Și acest întreg circ nu ar mai fi avut loc, a scris pe Facebook Marian Godină. Am traversat pe un loc nepermis. Știți unde? De la Time Out spre Boemia, acum vreo 12 ani, 13 ani. Și pe acolo se traversează constant. De ce? Deși ai două treceri de pietoni, cea de la central către BCR și mai jos chiar în fața poliției, oamenii preferă să traverseze printre ele. Da? Nu mă întrebați de ce. Și m-au oprit acolo la un moment dat un echipaj de poliție. Trage pe dreapta. Ah, dar era pe vremea când lucram în radio. Trage pe dreapta. Ia veniți dumneavoastră puțin matale până la mașină B. Bună ziua. Un act aveți? Am. Mai multe chiar, de proprietate, de identitate. De... Nu, actul de identitate. Știți că ați traversat prin un loc nepermis. Domnule, zic, știu. Am traversat, nici nu mă întreba. Acolo chestia traversarea se face mecanic, pentru că nu te mai uiți că strece sau nu strece de pietoni, acolo o faci mecanic, că ți-ai intrat în obișnuință. De fiecare dată se traversează pe acolo, știți despre ce vorbesc. Zic, serios, la modul nu că vreau eu neapărat să încalc legea, că nu-s genul ăla de om care să încalce legea cu plăcere, dar mecanic fac chestia asta, că vin dinspre central, merg pe lângă Time Out la Vale, pe la Bogardens, pe acolo și imediat ce am ajuns, am trecut de Bogardens, fac stânga și traversez. Da? Deși la fel de bine aș putea să mai merg încă 15-20 de metri și să ajung la trecerea de pietoni. Și acum fac la fel când merg pe jos. Nu mă întrebați de ce. E o chestie, se face că mi-a intrat în reflex. Și mi-au dat avertisment oamenii. M-au înțeles. Băi, frate, nu avea nicio legătură, că eram neamțul de la radio. Mi-au dat avertisment pur și simplu. Și l-am și acum acasă. Ce ar fi trebuit să fac? Să mă întind pe jos? Să mă leg de gard? Să urlu? Mi se încalcă drepturi? Care-i dreptul meu? În momentul în care m-au văzut traversând prin loc nepermis.
Da, bă, neamțoi, dar ăștia n-ar trebui să se ocupe de alți infractori. Ba da, ar trebui să se ocupe și de alți infractori. Foarte adevărat, sunt o grămadă de șmenarii ăștia care fac valutiștii, ăștia care parchează mereu aici, lângă Casa de Cultură, care intră pe interzis, care îți parchează în intersecție. Toți ăștia ar trebui luați în vizor. E, întâmplarea face că a fost femeia asta. Asta ce înseamnă? Că legea trebuie să se aplice selectiv? Și cu taică-mi am aceeași discuție de fiecare dată. Bine, mă, că au arestat-o pe nu știu care dracu, dar pe el alți nu-i văd. Frate, pe asta au prins-o acum. Când o să se schimbe regimul, când o să se schimbe regimul și din nou o să fie PSD-ul la putere sau cine dracu o să mai fie, o să-i aresteze pe el alți. Că asta e politica în România, da? Cât să ai noștri la putere, îi bușim pe el alți. Când vină el alți la putere, frate, trebuie să fugim, că o să ne bușească pe noi. Așa e legea. Parlamentară, cel puțin. Acuzațiile potrivit cărora au venit o grămadă de polițiști pentru o tante amărâtă. Polițiștii au venit din cauza curioșilor care erau mult mai mulți decât polițiștii. Acest videoclip reflectă destul de bine cam tot ce se întâmplă cu societatea asta. Luăm apărarea celor care încalcă legea și îi huiduim pe cei care o aplică. Vrem să fie o țară ca afară, dar ne purtăm ca nevul mediu, a mai spus Marian Godină. În clipul apărut pe internet se poate auzi cum femeia în vârstă de circa 50 de ani le cere agenților să-i dea drumul și strigă: criminalii, vi se pare normal? Pe măsură ce femeia țipă din ce în ce mai tare, la locul incidentului se adună tot mai mulți polițiști și trecători. Unele persoane îi huidure pe agenți și spun că femeia ar trebui lăsată să plece, mergând pe ideea: nu vedeți că e amărâtă, alerga și ea acasă. Data viitoare, când un infractor o să vă pună un cuțit la gât și o să vă ia din geantă tot, o să vin să vă spun exact aceeași chestie. Nu veți, bă, că e amărât și el. Și doar nu o să vreți să-l prindeți acum să-i dați. Lăsați-l, bă, că e amărât. Are copii acasă cu siguranță. Și are copii cu siguranță mulți acasă. N-am să înțeleg chestia asta. Se vorbește din ce în ce mai mult de abuz. Asta n-a fost un abuz. La cum am văzut eu, nu mă pricep, nu sunt polițist. N-a fost un abuz. Femeia a fost oprită, a fost legitimată și s-a acționat conform refuzului de a prezenta actele de identitate. A, că au venit 11-12 polițiști, frate, v-am zis mai devreme, s-au adunat mai mulți trecători decât erau polițiști și toți erau pe bulevard, pe stradă, pe carusabil. În Marea Britanie i-au împins cu bastoanele. Lăsați-mi, frate, 10 metri să-mi fac meseria. Nu veni călare pe mine. Nu te apropia de mine, că eu sunt intangibil, sunt polițist în uniformă în momentul exercițiului funcțiunii, dracu, în timpul serviciului. Nu vii lângă mine. Este că ați văzut și suntem mândri atunci, da, așa se face, bă, poliția adevărată, frate, la muncă, da, numai la noi să nu se facă așa, la alții, da, e perfect, așa trebuie să facă. În urmă cu vreo 7 ani scrisesem un articol pe blogul personal, pe care încep să-l regret din ce în ce mai mult, că mă întorc mereu la subiectele alea. Am vrea să avem o țară ca afară, am vrea, ne place cum e afară, e frumos, așa se face, domnule. Dar nu știu când e vorba de noi. A, bun, cum? Da. Discutam în urmă cu niște ani, încă eram în România, înainte de a pleca în sănătate. Bă, ai văzut la japonezi cum se lucrează, mă? Bă, japonezii, frate, știu o treabă. Mi spunea cineva extrem de admirativ față de societatea japoneză. Bă, deși o țară care a pierdut un război mondial, mă, și a fost detonată de 2 ori atomic, Hiroshima și Nagasaki, ai văzut, bă, cum s-au pus pe picioare? Bă, și japonezii ăștia sunt un model de serviciu. Bă, frate, așa se face. Foarte bine. Așa se lucrează pe modelul japonez. Dacă toți ar lucra așa, bă, ce bine ar merge lumina. Și zic, măi, omule, tu ești prost ca noaptea, este? De ce, mă, nu ți-ar plăcea să se lucreze și la noi? Frate, ba da, mi-ar plăcea. E, imaginează-ți că mâine fabrica la care lucrezi tu nu mai este deținută de indieni, ci de japonezi. Japonezii ar cumpăra fostul Petrotub, Mittal Steel. Ar veni o firmă japoneză sau statul japonez, da? Și ar trimite tot managementul, toată partea de sus a angajaților să fie japonezi. Păi ați căcat bățul, fraților. La modul românesc, îl mai plăcut. De ce? Pentru că la 8 dimineața trebuie să fie acolo. Trebuie să-ți faci serviciul fără pauze, mișcându-te la viteza maximă admisă de corpul uman,
timp de 8 ore. Nu să te duci să faci pipi 3 sferturi de oră și să te întorci duhnind, dar bere. Nu să ieși la o țigară la fiecare 15 minute că te plictisești în secție. Nu să te oprești să stai la cioace, la glume, la bancuri și să vă scărpinați la... să vă scărpinați stând lângă mașini. Modelul japonez nu funcționează așa. Noi suntem încântați de cum lucrează japonezii. Mecanic, se ia de aici, se pune aici, se ia de aici și fac 8 ore chestia asta. Da? Și o fac bine. Nu ne place de japonezi. Murim. Dacă mâine firma ta ar fi cumpărată de japonezi, ți-ai dat demisia, bă, că nu ești obișnuit să lucrezi așa. Noi suntem români, ne mai scărpinăm în cur, mai scoatem un muc din nas și-l arătăm mândrii tuturor colegilor de secție, facem o biluță imensă și vedem care din ei, care din noi reușește să o lipească de afișul nu vă scărpinați în cur, da? Noi suntem români! Este! Oricât de bine ai considera că îți faci treaba, nu-ți faci treaba ca un japonez. Sub nicio formă, ăia sunt obișnuiți să fie disciplinați. Așa e și cu legea, cu polițiștii. Bă, să fie și la noi ca în afară. Da, dar nu când e vorba de noi, adică, da, pe toți ceilalți, dar nu pe mine. Să vină, bă, nu a trebuit să lucrezi și noi ca japonezi, bă, cum fac coreenii, bă, Coreea de Sud, da? Ăia, bă, oameni adevărat, ăia știu ce înseamnă să muncești, băi, da. Dacă mâine ăia ar veni să-ți conducă firma ta, ți-ai dat demisia, omule. Ți-ai dat demisia sau te-ar da ei afară. Pentru că nu știm să lucrăm ca ei. Ăia roboți. Li s-a dat o sarcină și o fac. O duc la bun sfârșit. Ne place modelul japonez. Dar să nu fie aplicat la noi. Și cu legea e la fel. Să se aplice legea ca în străinătate. Să se aplice legea. Și când se aplică legea, frate, dar ce facem? E abuz. Nu, frate, se aplică legea. Legea este pentru toți. Punct. Știu că am sărit mult, dar mă enervează chestia asta. Nu este zis să nu se posteze pe Facebook câte unul care stă și negociază cu polițistul, deși e prins, domnule, te-a prins radarul cu 180. Domnule, te filmește, pun pe Facebook. Foarte bine, pune-mă pe Facebook. Numai că, mare atenție, aș putea să consider că în loc că ai un telefon în mână, aș putea să consider că ai un pistol și s-ar putea să-ți iei niște gaze în ochi și să te plictisești. Da, e bine să ai dashboard, cam, dracu, să-ți filmezi tot, ca așa este, ca nu vrei să lași loc abuzurilor, nici tu ca șofer, nici el ca polițist, sunt convins că nu vrea să fie acuzat de abuz în serviciu, corect? E bine să filmezi totul, lasă polițistul să-și facă treaba, da, ți se pare că ești nedreptățit, vere, ai o grămadă de zile la dispoziție să ataci cu... Nu gândiți prost, bă, nu-i dau lui ăsta, mă cert o jumătate de oră sau o oră cu el la portieră, când pot să iau niște bani de pe urma lui. Da, hai să gândim la modul ăsta. Lasă-l să-mi dea amendă, eu am filmat tot, dacă eu sunt convins că sunt nevinovat, am filmarea, am niște martori, da? Lasă-l să-mi dea amendă și mă duc și eu contest. Și la final, hai să începem cu chestia asta. Ți se pare că a făcut un abuz? Da. Rupe-l în instanță. Ia-i banii. Că pe noi, ca români, asta ne deranjează cel mai tare, să atingă cineva de banii noștri. Nu te certa cu el o oră, că îl faci și pe el nervos și va da amendă și îi va buși pe toți cei care vin în spatele tău. Tu pleci nervos la drum, calci accelerația și mori. Că ai plecat nervos în urma unei discuții în contradictoriu cu un polițist. Nu, bre, fii calm. Lasă-l să-ți dea amendă. Nu te-a oprit el degeaba, în capul lui s-a întâmplat ceva. Colegul de stație care stă cu radarul fix i-a spus, bă, mașina respectivă merge cu 180. El te oprește, că asta e treaba lui. Asta e meseria lui, să te oprească, să-ți ceară actele. Dă-i-le, nu parlamenta cu polițistul, că el nu e judecător. El are un set clar de reguli. Bă, ai mers cu viteză mare, trebuie să te opresc. Punct. E ca martorul lui Jehova, da? Bună ziua, aveți timp să vorbim despre... Am. Și ea se blochează, că nu știu mai departe ce să facă. De obicei, lumea îi refuză. Deci atâta știu ei. Nu știu ce a pus. Stai să văd ce-mi trimite Ciprian cu... Despre accidentul de ieri.
și nu parlamentați cu polițistul. Lăsați-l să-și facă treaba, este meseria lui. Prezentați-i toate documentele. De ce? Pentru că e meseria lui, asta trebuie să facă el. Pe urmă, dacă vi se pare că sunteți abuzați, aveți timp să acționați în instanță. Și sincer, vă recomand să faceți treaba asta. Dom'le, știi că ai dreptatea de partea ta? Atacă-l la bani. Pe diverse motive. Una, te-a oprit. Doi, te-ai simțit umilit. Trei, self-esteem-ul tău s-a dus dracului. Da? Patru, ți-a luat din timp. Cinci, ți-a speriat copiii. Șase, nevastă-ta nu se mai uită la tine ca la bărbatul care erai odată din cauza că ai fost oprit de poliție. Deci motive se găsesc. Și de luni, gata și ei bani, dacă tu crezi că de toate e de partea ta, nu te certa cu el o jumătate de oră sau o oră la portieră, că e inutil. 11 august a fost demolat Liblice 1, ce asta nu am idee. NATO preia controlul asupra unităților militare afgane, NATO a preluat controlul asupra orice. Citeam ieri un material de la nasu.tv, pe site nasu.tv, România este, ci că în momentul ăsta, înconjurată de forțe armate care nu sunt ale noastre. Bun, ce este logic, pentru că fiecare țară are armata ei, dar nu sunt nici măcar NATO. E Rusia. Turcia a început să aibă frecușuri cu Statele Unite. Mișto materialul, un îngrijorător materialul. Dacă ar fi să fiu panicard, aș fi acum, am nevoie de un bunker, neapărat. Dar nu sunt panicard, din fericire. Nu intru repede în panică. Și dacă o fi să, că e clar că se dorește un război. Un război se dorește. Oamenii ăștia au armament și trebuie să facă ceva cu el. Nu poți să construiești arme și să aduni muniție. Să construiești dita statul islamic, frate, și dita Al-Qaeda și să le pui la muncă și să muncească de 10, 15, 20 de ani pentru tine și să nu ai războiul pe care ți-l dorești atât de mult. Se știe foarte bine, cea mai mare sursă de venit, cea mai mare sursă de câștig din istoria omenirii e războiul. De acolo se îmbogățesc oamenii, da? E, ca urmare, toate țările europene au investit în armată. Polonia își dublează numărul militarilor anual. De exemplu, Germania, țară pierzătoare de două războaie, e o putere militară. Nu mă întrebați cum dracu reușește, că România deși a câștigat război. Bine, e o poveste întreagă, știți foarte bine că noi suntem pupincuriștii istoriei. Cât au fost ăia puternici, am fost cu ei, cât au fost ăștia alți puternici și ne-am întors și i-am împușcat pe ăia care am fost acum 10 minute. Noi suntem ăștia, da? De asta nu avem voie să avem flotă, nu avem voie să avem submarine, nu avem voie să construim avioane, nu avem voie să avem armată, nu avem voie să facem nimic. Dar nu știu cum dracu se face Japonia și Germania, țări pierzătoare, sănătos. Italia, țară pierzătoare, sănătos. Da? Ăia sunt brusc puteri mondiale. Poftiți, vă rog, noi nu avem testicule. Spună, stai frate puțin, despre ce vorbim? Cum să vină Rusia să-mi impună mie să nu fac vapoare? Da, sictir etern și ea că îmi fac vapoare. De ce să nu fac? Păi noi nici măcar mare nu mai avem. Noi avem 300 de kilometri de plajă și 25 de metri de Marea Neagră. Restul tot e turcilor și a rușilor. Toată marea. La ce să spui submarinul să-l zi pe uscat? Așadar, vă spuneam că Polonia ce mai are armată, în restul Ucrainei e o țară atât de... Nu știe bine ce dracu se întâmplă în Ucraina în momentul ăsta. Că s-ar putea să fie practic din nou țară sub influență rusă. Turcia a început șicanele cu Statele Unite și i-au arestat-o și pe jurnalista aia, au dat afară pe toți cei care aveau bazele, care erau în bazele nucleare americane pe teritoriul Turciei. Bulgaria ne-a dat cu flit și a zis că eu nu mă bag, frate, să vă susțin pe voi ca români. Este că ar fi să facem o flotă comună. O flotă comună cu ce? Aveți bărcuțe și voi, că și noi avem bărcuțe. Da? Ce, iar trimitem brii cu Mircea? Bă, că atât avem și noi vapor. Bricu Mircea, cu elevii de la marină, care au tunuri din alea de încărcați tunurile de pe Puntea 8. Ia ghiuleaua! Da? Așa că Bulgaria ne-a dat cu flit, cu succes. Există 400 de militari care sunt dispuși, disponibili să intervină în caz de ceva. 400 de militari, cel mult să se uite cum pică bombardeaua, că pasul de militari ce poți să faci cu ei?
Serbia, dacă nu mă înșel, și ei au zis că se bagă să facă niște exerciții militare cu rușii, cu armata rusă, să mai învețe câte ceva de la ăia. Ungaria, România, dacă ar arde din interior, nu s-ar băga să arunce o găletușă cu apă, pentru că știm situația. Și cam gata. Ăștia suntem. Dar suntem un membru important în NATO. Da, suntem borta... Suntem partea, membru ăla pe care iese chestia. Ăia suntem noi. Pentru NATO. Și-au adus armatele aici. Armatele! Da, da, ne-au pus rahatul în țară, la deveșelul. Scutul antirachetă. Au început rușii să uite urât la noi din cauza asta. Și mai departe atât. Gata. I-au băgat sămânța. Și scandalul nu-i mai interesează. Să ne descurcăm. Ăsta e sprijinul american. Suntem un membru important în NATO. Și în Uniunea Europeană. Nu mă întrebați cum, dracu, suntem noi membru important. Noi nu avem deliciunele. Și ce am avut, ne-au luat ăștia și au plecat cu ele. Întrebați cineva de ce se cheamă, de ce nu se cheamă țara noastră Dacia? Pentru că Dacia au plecat tot. Dacia a plecat tot. Tot ce înseamnă resurse, oameni, tot, Dacia a plecat. De-aia nu folosim cuvântul Dacia. În 1999, pe 11 august, a avut loc ultima eclipsă totală de soare din secolul 20, vizibilă în România, la București, singura capitală europeană situată pe linia benzii de totalitate. N-a știut nici măcar să-și facă promovare pe chestia asta, deși se știa din timp util că România, Bucureștiul, va fi... singura capitală europeană situată pe linia de totalitate și românii tot n-au știut să promoveze, au scos bancnota aia de 2000 de lei și o monedă parcă și atât. Nu s-a făcut un festival, nu s-a făcut un loc anume, domnule, puneți-vă telescoapele aici, nu nimic. N-a fost decât o eclipsă totală de soare. Bun. La mulți ani, hai foarte repede, Prințesa Mabela Olandei, Veta Bireș, interpretă română de folclor, Ioan Mânzatu, fizician, Teodor Mazilu, dramaturg și prozator român. Bun. Cine ne-a părăsit? Robin Williams, actor și comediant american. A murit în 2014. De bunăvoie, știm. Și Ioan de Hunedoara în 56, 1456. Tancurile, apropo de ce vă spuneam mai devreme, de cât de înconjurați de prieteni suntem noi, tancurile din Transnistria. Tancuri. Mă, v-ați văzut cum arată Transnistria? Iete așa-i. O fâșiuță. Între Republica Moldova și ce urmează pe urmă. Transnistria are tancuri. Mai multe tancuri din Republica Separatistă Transnistria au trecut râul Nistru prin apă pe malul drept din Republica Moldova și au simulat un atac în cadrul unei exerciții militare comune cu trupele Rusiei, staționate în Transnistria, spun cei de la Deutsche Welle. Autoritățile de la Chișinău au condamnat aceste manevre militare, de parcă chiar pusa cuiva, arătând că încalcă suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova. Pă mă, proștilor, autoritățile de la Chișinău, ăia nu încalcă suveranitatea și integritatea teritorială. Simpla existență a Republicii Transnistrene încalcă suveranitatea și integritatea teritorială. M-am 20, nu-i așa? Da. Cam pe acolo. În accident nu a fost vinovat la coran pe dreapta. Nu? Ăla din spate. Ți l-am trimis. Da? N-am pot să mă uit la videoclip acum. Din mașină. Ok. Ăla din spate. Să zicem că nu pot să mă uit. Da, băi, s-a zis nerespectarea distanței între mașini, corect. Da. Deci, simpla existența Republicii Transnistrene încalcă suveranitatea și integritatea și teritorială a Republicii Moldova, dat fiind că ăla ar fi teritoriu moldovenesc, istoric vorbind. Dar mă interesează foarte mult. Republica Transnistrene are tancuri. Deci, toți cei 8 km de lățime de stradă, de țară transnistreană, da, care e așa de lung, acolo există tancuri.
Și nu vorbim de tancuri de astea românești, vorbim de tancuri rusești, masive. Scopul declarat de Tiraspol al acestor exerciții militare a fost contracararea unor amenințări teroriste. Este pentru prima oară când Rusia organizează în comun cu Transnistria astfel de exerciții. La exerciții au participat peste 500 de militari ruși, conform șefului serviciului de presă, Igor Mughinov. Mughinov. Nici de acolo nu vine liniște. Da? Se prevăd evenimente importante, masive și nu plăcute. Pe de altă parte, noi de ce să fim interesați de chestii de-astea internaționale? Când o să pornească războiul, o să pornească oricum și fără noi. Noi suntem români, trebuie să vedem să ne punem murăturile, noi trebuie să avem grijă să ne batem covorul, nevasta, copiii. Și trebuie să ne menținem sănătoși ca să putem să rezistăm în spital. Are vreo logică ce spun? În mod normal, nu. În România are o logică perfectă. Trebuie să fii sănătos ca să intri în spital. Moarte suspectă a unei fete după ce a fost tratată în 4 spitale din Alba și Mureș pentru o înțepătură într-un cui. Mai țineți minte antrenorul la supermeseriaș care a murit în urma unei operații la genunchi și a murit că a luat nu știu ce bacterii în spital și a dat ortopopii? Un cui avem de data asta. Poliția și Direcția de Sănătate Publică Alba au declanșat anchete după ce o fată de 11 ani a murit în condiții suspecte după ce s-a înțepat la picior într-un cui și a fost tratată timp de 11 zile în 4 spitale diferite, în timp ce starea ei de sănătate s-a agravat treptat, spun cei de la Mediafax. În 4 spitale, starea ei de sănătate s-a agravat treptat și într-un final a crăpat. De la ce? De la înțepătura unui cui. De ce a murit? De sifilis. Nu, a murit de ciumă. Nu, i-am amputat o mână. Ceva de genul ăsta, știi? Adică, e ca la jocurile video. Pleci de la o chestie mică și trebuie să te lupți cu inamici din ce în ce mai puternici până la boss, până la final, care de obicei te omoară. Directorul Direcției de Sănătate Publică Alba, Alexandru Sinea, a declarat într-o conferință de presă că instituția pe care o conduce a demarat o anchetă epidemiologică după ce o fată de 11 ani, o anchetă este fantastică. Nu e nevoie de o anchetă, vă spunem noi, în spital te îmbolnăvești. Și nu că ai nevoie de o anchetă în spitalul respectiv, dar uitați-vă la cazuistică, la ce se întâmplă de ceva vreme, la istoric. Intri în spital cu o boală și ești cu alta. N-am nimic cu medicii, ca să nu se înțeleagă greșit. Nu vorbim aici de modul în care vorbesc cu pacienții, ci de dotările spitalelor, frate. Când n-ai cu ce să dezinfectezi un spital, ăla nu mai e spital. Te duci într-un spital unde nu există bacterii. Ăla e un spital. Dacă există bacterii, prefer să stau acasă. Că e la fel. Avem aceleași dotări. Un pat, un geam. Și medicul poate să vină și la mine acasă, de la măsa că îl plătesc. De ce să mă duc în spital? Doar ca să nu facă el niște metri în plus. Nu, las că stau acasă, că avem exact aceleași condiții. Același aer, aceeași plasă la geam, același pat. Poate e chiar mai curat al meu, că la mine îl bag în, nu știu, cuverturile, cearșafurile alea, le bag în mașina de spălat. Și mi le spăl și mi le întind pe pat și miroase a nou. Când mă duc în spital, bă, asta e dotarea de acolo, duhnesc, e plin de borș, de sânge, de vomă, de pipi. Că asta e. Salterele alea trec prin salterele alea, trec sute de oameni într-un an. Dar trebuie să le arzi de fiecare dată, dracului, când cineva cu o boală de piele stă pe o saltea de aia. Trebuie să o arzi, să o incinerezi, pentru că omul a lăsat o boală de piele pe ea. Și altă saltea nu este. Ca urmare, las că stai tot pe aia că merge. Ce contează că e și lepra lui ăla? La ciuma pe care o ai nu mai contează. Dar e bine că se face o anchetă epidemiologică. După ce fata asta de 11 ani aflată într-un plasament maternal a decedat în 5 august în urma unei înțepături accidentare la picior într-un cui. La nivelul DSP Alba a fost demarată o anchetă în 2 august privire la modalitatea de raportare și de gestionare a respectivului caz. Polițiștii din Alba au deschis un dosar de cercetare penală. Băi, știm cine o să fie vinovat, mă, femeia de serviciu, mă. Nu mai faceți nicio anchetă epidemiologică și femeia de serviciu este vinovată. Și o să-i dea o amendă. La fel cum s-a întâmplat și cu aia cu transfuzia de sânge.
4 spitale. A fost trimisă femeia, fata respectivă, la 4 spitale. În sfârșit au reușit să o ucidă. După 4 spitale. Ci că doctorii au făcut tot ce era uman posibil. Investigații medicale, probe biologice, consult pediatric, consult boli infecțioase, examen computer tomograf. În urma tuturor efectuațiilor s-a răspuns transferul minorei cu elicopterul SMURT la Cluj. Însă, din cauza condițiilor meteo nefavorabile, elicopterul a fost redirecționat către UPU Pediatrie Mureș. Asta se întâmplă pe întâi. Pe doi, starea ei s-a agravat. Vaccinul administrat la Târnăveni nu a fost suficient, așa că i s-a administrat un ser antitetanos pe care îl așteptau de la Cluj. A venit serul în același zi, s-a administrat, însă starea de sănătate nu s-a îmbunătățit. Băi, deci, cum, Dumnezeu, ce fel de spitale sunt astea, mă, în care te duci, te internezi și, domnule, dar nu-mi dați niciun medicament? Băi, ți-aș da, dar n-avem, le așteptăm să vină de la Bratislava. Dar ce trebuie să-mi dați? Aspirină, frate. Păi și n-aveți? N-avem. Păi, dacă vrei, poți să-ți fac niște incantații. Uite, îl trimit pe popa de la capelă să-ți fac o rugăciune, că de astea avem sigur peste tot. Da? Poți să roage cu tine că medicamente nu avem, că Ministerul Sănătății, deși Cioloș spune că sănătatea și învățământul vor primi mai mult bani, nu știu cum dracu, nu ajung bani niciodată. Ce trebuie să-ți facem? Un antitetanos? Da. Nu putem să ne rugăm împreună la piciorul tău, că rugăciunea e peste tot, e gratis, nu ne costă nimic. Antitetanos, am vrea să-ți facem, dar n-avem. Îl așteptăm să vină. De unde? Din Zimbabwe. Cât mai am? Mă cam apropii, nu? Din Zimbabwe, că acolo sunt medicamentele noastre. Cum să-ți vină un antitetanos, dracu, să-l aștepți de la Cluj? Păi mă gândesc cu groază ce fac dacă mă duc pe munte și mă mușcă un șarpe veninos. Cum fac? Dacă un antitetanos nu există într-un spital, îl așteaptă de la Cluj, Totitox, sau cum dracu se cheamă, că îl așteaptă din alt oraș, păi cine vi-l aduce? Vine un nene. Da? Cum adică vine un nene? Cu ce vi-l trimite? Cu mașina, domnule. Pe străzile din România? Iubita mamei, ai să mori. Vine de la Cluj. Pe autostradă? E, ți-ai găsit. De unde autostradă? Vine pe drum județean. Da? Ușurel. Draga mamei, să mori. Noi am vrut. Te-am dus la spital, la 4 spitale, unul după altul. Puteam să luăm fiul ăla de tetanus după noi. Și să o târâim de colo-colo, ajungea mai repede. Apropo de ce vă spuneam la început, un primar a găsit amenda perfectă pentru șoferii care parchează ilegal și anume a trecut șoferii. Titlul ăsta e și tot materialul este fantastic de tras de păr și o tâmpenie de la cap la coadă. Dar nu de material vorbim. Primarul din Vilnius a trecut cu un tab peste o mașină parcată ilegal într-un loc în care, din câte am înțeles eu, se parchează frecvent mașini foarte scumpe. Eu în continuare tind să cred că e un clip promoțional, e un clip făcut. Pentru că am văzut reacția omului care s-a întors și a văzut mașina făcută zob. Și omul ăla n-a sărit să-l strângă pe primar de gât. Dimpotrivă, l-a felicitat pentru gestul făcut. Primarul spune, așa vor păți toți cei, primarul din Vilnius, toți cei care vor parca ilegal în oraș. Mă, în mare, e fantastic de tras de păr povestea asta, da? Totuși e distrugere proprietății private. Pe străzile capitalei Lituaniei nu poți să mergi cu tancul. Cum spun ăștia, nu e un tank, e un tab. Da? O stradă extrem de goală, făcută anume pentru un clip, pentru o filmare ca lumea, nu circulă nimeni pe acolo, except în mașina asta, care nici nu circulă, stă parcată și ăsta trece cu tabul pe contrasens și trece peste mașina omului.
De asta spun că toată povestea e făcătură. Eu nu cred că primarul din Vilnius face chestia asta. Niciun om întreg la minte nu o să spună, frate, distrugem mașinile parcate ilegal. Mi-au plăcut, în schimb, nu materialul vreau să-l iau în discuție, ci comentariile care mă duc la prima parte a emisiunii. Așa le trebuie, mă, frate, românii. Comentarii. Partea au zis, bă, ăsta e idiot, nu se face așa ceva, dar cum, dracu, de mașina mea, păi să-mi distrugă mie mașina, am muncit în străinătate, la 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 la, am făcut sex oral cu 700.000 de bărbați, frate, ca să soro, ca să-mi iau mașina asta, să vină ăsta să-mi o calce, la 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 la, părerele sunt împărțite. Mi-au plăcut, în schimb, ăștia care au spus, așa trebuie, mă, făcut. Să înțeleagă oamenii că nu trebuie să parchezi ilegal. Și mă duce exact la concluzia de mai devreme. Dacă se întâmplă la ei, e perfect. Când parchezi tu ilegal, tu ăsta care ai lăudat inițiativa, când parchezi tu ilegal și îți ridică mașina, nu ți-o calcă cu tabu, o ridică, ieși în presă și spui că ești abuzat și că statul face un abuz și că trebuie să plătești 3/4 din valoarea mașinii ca să-ți o iei înapoi. Eu v-aș confisca-o cu totul. Dacă nu știi unde să parchezi, înseamnă că nu ai nevoie de permis. L-ai luat degeaba. Scrie mare, parcarea interzisă. E un semn. Nu parca, staționare, oprire. Dacă nu știi ce înseamnă semnul ăla și totuși ai parcat acolo, înseamnă că n-ai nevoie nici de mașină, nici de permis. Exact aceeași concluzie. Bă, ce mișto, așa trebuie făcut, frate, peste tot un pumn de fier. Și când vine pumnul de fier la tine, brusc, nu-ți mai convine. Nu se face așa, e un abuz. Suntem români. Guvernul n-a dat bani pentru Catedrala Neamului la rectificare, la scădăfirea. Catedrala Mântuirii Neamului nu a primit bani la rectificarea bugetară, a spus ministrul finanțelor Anca Dragu. Joi aflăm dacă primăria capitalei va acorda fonduri pentru construcția Mamut din București. A zis firea că dă 15 milioane de lei. Proiectul de hotărâre pentru suplimentare figurează pe ordinea de zi a ședinței de astăzi a Consiliului General al Municipiului București și e sprijinit de primarul Gabriela Firea. Primăria București ar putea suplimenta cu 15 milioane de lei, peste 3,3 milioane de euro, sprijinul acordat în continuare lucrărilor. În continuare voi spune punctul meu de vedere și îmi pare rău că, na, iarăși suntem români și noi suntem tradiționaliști, religioși, profund religioși, prin natura noastră, prin... suntem români. N-am o problemă cu Catedrala Mântuirii Neamului atâta vreme cât o faceți pe donații. Eu, de exemplu, nu vreau să dau bani. Mi se pare o inutilitate. Și dacă guvernul decide să dea bani pentru construcția asta din buget, înseamnă că ia și din banii mei. Și eu nu vreau. Dacă Gabriela Firea vrea să dea bani din bugetul primăriei capitalei, Gabriela Firea ar trebui să-i întrebe pe toți cei care locuiesc în capitală dacă sunt de acord sau nu. Pentru că nu toți sunt religioși. Nu toți vor beneficia de serviciile acestei clădiri. Logic, corect, mi s-ar părea ca cei care își doresc să poată dona și să doneze pentru construcția Catedralei Mânuirii Neamului. Eu personal nu mi-o doresc și nu vreau ca guvernul să-mi bage mâna în buzunar și să dea bani de ai mei pentru o clădire pe care n-am să o folosesc niciodată. Aș folosi cu interes o autostradă de la Iași la Târgu Mureș. Pentru aia, da, donez eu, dau eu bani. Dragilor și dragilor, vă mulțumesc foarte mult pentru atenția pe care mi-ați oferit-o și astăzi. Trebuie să eliberez platoul pentru că uimitor astăzi avem două înregistrări una după alta. Rămâne să ne vedem mâine la retrospectivă. Mâine nu fac 24, că n-am cum, nu? Retrospectiva săptămânii cu Dan Vasiliu. Până atunci, care fiecare dată, toate bune!